Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ionești de astăzi, 23 iunie 2021. O să începem cu ordinea de zi. Cunoaște toată lumea proiectul ordinii de zi. Nu o să-i dau citire la început, că e lung și pierdem timp. Avem o suplimentare a ordinii de zi cu proiectul 29. Știe toată lumea? Punem la vot ordinea de zi cu tot cu suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, se votează ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Dar înainte de asta m-am grăbit eu. Înainte de asta sunt niște procese verbale din ședințele trecute. Să le supunem la vot. Deci, procesul verbal a ședinței ordinare din 26 mai. Ceva discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Procesul verbal de la ședințele extraordinare din iunie, cel din data de 3 iunie. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cel din 14 iunie. Pentru? Împotrivă, abține și cel din 17 iunie, pentru, împotrivă, abține. Okay. Atunci intrăm în ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. O să-i dau cuvântul domnului secretar cu rugămintea de a citi. Prin acest proiect de hotărâre se propune alegerea unui președinte de ședință din rândul consilierilor locali pentru luna iulie 2021 pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru deplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și desfășurare a consiliului local precum de a legislației în vigoare. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu precizarea că în ordine alfabetică urmează domnul Cristea. Mulțumesc! Trecem la vot, da? N-am văzut, da. Iar am trebuit plătit. Avizul Comisiei numărul 4, doamna Pașcă. Mulțumesc. Haideți să votăm. Thank you.
A fost votat următorul președinte de ședință, votul valabil de exprimate 18, pentru 17, împotrivă 0, abțineri 0, votul nu de 1. Deci domnul Cristea este următorul președinte de ședință. Felicitări! O să am o rugăminte. Haideți să nu mai votăm, după ce vom consulta regulamentul, să nu mai votăm la fiecare ședință președintele de luna următoare și să încercăm să votăm o dată la 6 luni. Sau șase, nu, șase, nu, șase, șase luni, adică... Adică să votăm lista de 6 consilieri? Da, să voteze da. Lista odată, să vedem ce domnul secretar. Ca să câștigă un timp. Și pentru un altă. Da, o să verifice domnul secretar. Eu zic că să mergem începând cu luna august, dacă regulamentul va permite până în luna decembrie, iar în decembrie să se voteze pe tot anul. Da? E okay. Da? De regulă? Următorul proiect, proiectul 2. Domnul Vă rog, domnul Pujar. Am rugăminte, vă rog, deoarece sunt precis.
nu știu dacă rezistă la finalul ședinței, m-aș ruga ca proiectul de hotărâre numărul 19, la care sunt inițiator, să-l introduceți mai în față. Dacă rezist până la finalul ședinței sau dacă nu, cu scuze de rigoare. Din punctul meu de vedere este ok, de acord. Cineva împotrivă? Abține? Nu. Deci următorul proiect, proiectul 19, da? Proiectul 19, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47/2020 privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate privată ale unității administrative teritoriale. Inițiator, Bujor Dumitru Marcel. Vă rog, domnul Bujor, prezentarea proiectului. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere faptul că prin hotărârea Consiliului Local numărul 47 din 20.02.2020 a fost aprobat regulamentul pentru aprobarea regulamentului privind regimul juridic al dreptului de proprietate publică și al dreptului de proprietate privată ale unității administrative teritoriale, având în vedere necesitatea modificării regulamentului privind regimul juridic al dreptului de proprietate publică și al dreptului de proprietate privată ale unității administrative teritoriale, aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 47/20/2020, cu modificări și completări ulterioare, în sensul eliminării modalității de achitare a prețului în rate în cazul vânzării, cumpărării bunurilor din domeniul privat al unității administrative teritoriale. Ținând cont de faptul că Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu care și luarea tuturor măsurilor necesare pentru bună administrare a domeniului public și privat al municipiului Onești. Având în vedere aceste motive, vă propun să aprobați proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești 47 din 2020 în formă prezentată. Am să vă spun că, intuind anumite întrebări ale dumneavoastră, de ce am ajuns să întocmai acest proiect de hotărâre, fiindcă în hotărârea Consiliului Local din 2020 se prevedea și în draftul de contract ca să se plătească și în rate. Consultându-mă cu finanțiști, consultându-mă cu cineva chiar și de la Curtea de Conturi, s-a spus că nu e benefic, nu e bine să acordăm în rate, că nu Consiliul Local nu este instituție de creditare și mai ales că se prevedea și dobânda lunară, dacă era în rate, dobânda lunară, cine o stabilește, după ce criterii se stabilește. Intram într-o contradicție, eu știu, cu Curtea de Conturi. De-aia am propus ca să se plătească într-o singură tranșă, urmând ca dumneavoastră să votați după conștiința dumneavoastră. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1, domnul Cristian. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, doamna Pașcu. Aviz favorabil, comisia 4. Mulțumesc. Alte discuții pe marginea proiectului? Eu aș vrea să spun două cuvinte. Modificarea contractului a fost făcută printr-un amendament pe care l-am inițiat eu anul trecut. Și eu am propus ca vânzarea să se facă în rate, ca urmare a unor discuții pe care le-am purtat cu mai mulți antreprenori care depuseseră cereri pentru cumpărarea terenurilor. Într-adevăr, anul acesta, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu domnul secretar, cât și cu reprezentanța altor UAT-uri, unde această procedură e linie dreaptă, am aflat că sunt probleme legate de această plată în rate. Pentru acest motiv, eu am să votez acest amendament și cred că o să fie în regulă în ceea ce privește maniera în care se va desfășura această procedură în continuare. Despre ce amendament vorbiți? Proiect, ok. Proiect. Scuze. Altcineva? În regulă, trecem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Ok, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de uz
și servicii asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Orin, județul Bacău, inițiator Regina Victor Laurențiu, primar. Vă să rog pe domnul secretar să citească raportul de specialitate. Adresele înaintate de către secția de Gazgrid se solicită acordarea unui drept de uși și servitute întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești, Calea Bacăului, Calea Sătelor și Calea Victor Babeș. Dreptul de uși cu servitute aveau ca obiect utilitatea publică au caracter legal. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlul gratuit pe toată durata de existență a acestora. Vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre automat prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizele comisiilor, comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia 4. Aviz favorabil. Ok. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești. Inițiator, domnul primar, vă rog, domnul secretar, pentru raportul în specialitate. Consiliul local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Din hotărârea de consiliul anterior a fost atribuit sub formă concesiunii suprafața de teren menționată în documentele înaintate. Ținând seama de solicitarea înregistrată la primăria Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre vor va prezenta. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Avizele comisiilor, mă uitați, mă întâlnit. Comisia 1. Favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Ceva discuții? Cine este pentru atunci? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea municipiului Onești. Avizează comisia numărul 1. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc, domnul secretar, vă rog. Prin hotărârea de Consiliu anterior a fost atribuit sub formă închiriere un spațiu comercial sau un complex comercial Piața Onești pentru desfășurarea de activități comerciale beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece IFL Leonte Maria dorește cesionarea contractului de închiriere și având în vedere acordul administrației pieților cu privire la aceasta, să punem spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Inițiator domnul primar. Avizează comisia numărul 1 și comisia numărul 4. La acest proiect avem un amendament. O să rog inițiatarea amendamentului să-l citească. În regulă, vă rog, domnul secretar, atunci proiectul. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare din proprietatea municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii a terenurilor și sau bunurilor realizate pe acestea. Datele cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Citim amendamentul. Da. Doamna Pașcu, amendamentul, vă rog. Nu e amendamentul meu. Eu la 12 am amendamentul. Prin proiectul de hotărâre s-a propus atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenul situat în ușa vilanul municipiului Onești. Având în vedere solicitarea domnului Tripan Ioan, înregistrată la registratura primăriei sub numărul 3.2623 din 18.06.2021,
prin care solicită atestarea și intabularea din terenul suprafață de 39 de metri pătrați situată în strada Cașului numărul 2, municipiul Onești, în vederea înscrierii în cartea funciară a construcției proprietate personale. Propunem completarea acestui proiect cu o nouă poziție la anexă. Astfel apare poziția 6. Teren în Cravilan, adresa strada Cașului numărul 2, 39 de metri, domeniul privat, solicitare Chifan Ioan, anexa 1 E. Mulțumesc. Discuții pe amendament? Nu sunt. Ok, să punem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bun, acum trecem la proiect. Discuții pe baza proiectului. Aici am eu o întrebare. Mai este cineva? Am văzut acolo un proiect, există o suprafață de 770 de metri pătrați și mi s-a părut un pic cam mare. Cine mă poate lămuri? Vă rog. Acest teren este ocupat de o construcție edificată fără autorizație de construire parțial. Am avut dosare în instanță, terenul și nu am putut face dovada proprietății în instanță. Pentru a clarifica situația juridică a terenului, proprietatea municipiului Onești a trebuit atestat și urmează a fi în tablou. Ca să înțeleg, cineva acolo a construit cum l-a tăiat capul și noi acum trebuie să dăm aviz de legalitate. Vorbim de atestare. Pe terenul municipiului Onești s-a creat, într-adevăr, s-a făcut o construcție ilegală, pentru care înțeleg că există și proces verbal de la urbanism, mai multe aspecte ține de urbanistică. Ei, privind regimul juridic al terenului, el trebuie intabulat, ca fiind proprietatea municipiului Onești. Neavând act de proprietate, prin această hotărâre la testăm la domeniul privat, prin tablou devine proprietatea municipiului Onești. Urmează ca regimul juridic al construcției să vedem ce se va întâmpla. Ori demolare, ori concesionarea terenului și intrarea în legalitate cu plata redevenței sau a chiriei din urmă, rămâne de văzut aici. În regulă, am înțeles. Mulțumesc. Altcineva? Ok, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și aici unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de reevaluare pentru un bun imobil, construcție, aflat în proprietatea publică a municipiului Onești, înscris în cartea funciară 64.303 Onești și a raportului de evaluare pentru un bun imobil teren aflat în proprietatea privată a municipiului Onești, înscris în cartea funciară cu numărul 68.120 Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative acestora. Avizează comisia numărul 1. Favorabil. Ok, domnul secretar, să vă rog raportul de specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local anterior au fost atestate bunuri imobile, terenul și construcții la domeniul privat și public și privat al municipiului Onești. Ținând cont de prevederile legislative în vigoare, bunurile imobile trebuie să reevaluate în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative acestora. Astfel s-a întocmit raport de evaluare de către un expert evaluator autorizat, membru ANEVAR, precum și raport de evaluare pe care îl supunem al analizei și aprobării dumneavoastră. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Bine. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și acest proiect a trecut. Proiectul următor, proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Inițiator, domnul primar. Avizează Comisia 1, domnul Cristian. Comisia 4. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog.
Imobilul ce face parte, ce face obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare aparține municipiului Ionești, identificat cu numărul cadastral 66943, suprafață totală de 122 de metri pătrați, este situată în municipiul Ionești, Bulevardul Iisus, numărul 28. Cu scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complexe, complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din dezlipirea terenului, este se aprova serviciile notariale specifice. Înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobililor rezultate, în urma serviciilor de dezmembrare, acestora se va trebui un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, spunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre, în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Ok. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, proiectul a trecut cu unanimitate. Următorul proiect, proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile teren aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Inițiatorul Victor Laurențiu Neghină, primar, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Domnul secretar, vă rog. Terenurile aparținând domeniului public și privat de interes local al municipiului Ionești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, cât pentru prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren proprietate publică sau private, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, proiect a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în municipiul Ionești, strada Fertilului numărul 1, județul Bacău, înscris în cartea funciară sub numărul 63408, număr cadastral 63408C23, către Casa Județeană de Pensii Bacău. Inițiator, domnul primar, avizează Comisia numărul 1, Comisia numărul 3 și Comisia numărul 4. Domnul secretar, vă rog frumos raportul. În prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea verii în folosință gratuită a unui spațiu de destinată de cabinet medical situat în municipiul Ionești, strada Pechiului numărul 1, județul Bacău, scris în cartea funciară 63408, număr cadastral 63408C23, către Casa Județeană de Pensii Bacău. În adresa anuitate, Casa Județeană de Pensii Bacău solicită darea în folosință cu titlul gratuit pe perioada de 10 ani a spațiului din incinta Spitalului Municipal, strada Fertilului numărul 1, suprafață de 145 de metri pătrați, în vederea desfășurării activității cabinetului de expertize medicale. Având în vedere cele prezentate, spunem și aprobare proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență, casarea și valorificarea unor bunuri imobile administrate de Consiliul Local Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar, avizează Comisia numărul 1. Favorabil. Așa, mulțumesc. Domnul secretar, vă rog, raportul de specialitate. Având în vedere listele cu propunerile de casare și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe înaintate de 10 domeniul public și privat Onești S.A., precum și la procesul verbal de constatare a Comisiei de Analiză în vederea casării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar din patrimoniul UAT Ionești, să punem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. În forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect, proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ionești, prevăzut în hotărârea Consiliului Local numărul 39/1999, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, domnul primar, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Comisia 1, vă rog. Favorabil. Mulțumesc.
domnule primar, raportul de specialitate. La această dată există în curs de elaborare documentațiile tehnice pentru mai multe imobile proprietatea publică a municipiului, în vederea înscrierii în evidențele de carte funciare a acestor bune. Măsurătoarele topografice au scos în evidență că între bazele de date grafică, geometriile și arhizul ca alfanumerice deținute și realitatea faptică actuală sunt diferențe mai mari decât toleranța tehnică admisă. Imobile ce fac parte prezentului proiect de hotărâre sunt identificate pentru ani de amplasament și delimitare. Cazul de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului? Ok, supunem la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, la fel unanimitate. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind însușirea studiului de piață actualizat pentru stabilirea valorii de piață a chiriilor, concesiunilor, terenurilor pe zone comerciale și a chiriilor la locul muzei și spații cu altă destinație aflate în teritoriul administrativ al municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar, la acest proiect avem și un amendament. Proiectul avizat de comisia numărul 1, domnul Cristian. Favorabil. Mulțumesc. Prima dată citim amendamentul, da? Proiectul. Vă rog, domnul secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune însușirea documentației de actualizare a studiului de piață actualizat, întocmită de 10 experți EVAL SRL Piatra Neamț. Facem mențiunea că pentru spațiile cu altă destinație, adică cea de locuit, care se încadrează în următoarele categorii: spații pentru activitățile instituțiilor publice, spații pentru servicii medicale, sedii, partide și birouri parlamentare, spații pentru activitățile organizațiilor fără scop lucrativ și non-guvernamentale, asociații și fundații. Valorile chiriei vor fi cele stabilite prin hotărârile Consiliului Local, care stabilesc impozitele și taxele locale. Având în vedere cele menționate anterior, supunem spre analiză proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Deci există un amendament. Vă rog. E un amendament pe care l-am făcut și anul trecut la proiectul de hotărâre prin care am aplicat, prin care ne-am însușit studiul de piață din 2020. E vorba de o completare a articolului 2 cu litera E, care va avea următoarea formă: spații în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari. Este vorba, de fapt, despre categoriile exceptate de la aplicarea valorilor din studiul pe care astăzi l-avem supus aprobării. Mulțumesc. Discuții pe marginea amendamentului? Ok, supunem amendamentul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În regulă, amendamentul a trecut. Discuții pe marginea proiectului? Ok, atunci votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 12 a trecut cu tot cu amendament. Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunii de aparcamentare a imobilului situat în strada Poștei numărul 1, municipiul Ionești. Avizează comisia numărul 1. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Domnul secretar, vă rog frumos raportul în specialitate. Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de apartamentare aparține municipiului Ionești, identificat numărul cadastral 64.303C2, în suprafață utilă de 149 de metri, este situat în municipiul Ionești, la Poștei numărul 1. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre constituie cu prevedere necesitatea soluționării situației juridice, respectiv apartamentarea construcției în unități individuale. La data prezentă, acestea fiind depășite în cote între trei proprietari, municipiul Ionești și Consiliul Județean Bacău. Pentru imobilul mai sus menționat, a fost realizată o documentație cadastrală de apartamentare în două unități individuale de către persoana autorizată a NCSI, avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, de eliberatul de admitere 2448 din 26.3.2021. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
la fel unanimitate. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 3, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL din municipiul Onești pe anul 2021. Avizează comisia numărul 1. Domnul secretar, vă rog, raportul de specialitate. Consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului și a municipiului, după caz, în condiții de lege. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANL, se impune repartizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comisia Specială de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la legislatura primăriei municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a proiectelor care au acces la locuințele ANL. Atât cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma inițială. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Avizează comisia numărul 1. Mulțumesc, domnul secretar. Vă rog. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu, solicitanților, Consiliul Local a adoptat regulamentul pentru obținerea atestatului de administrator de condominii de către persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. Până la data de 25.05.2021 au fost depuse două solicitări în vederea obținerii atestatului de administrator de condominii pentru persoane fizice. În conformitate cu prevederile legale, Comisia de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la legislatura primăriei Onești și a stabilit lista persoanelor eligibile pentru obținerea atestatelor de administrator de condominii. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre formă inițială. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Ok. Să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect a trecut în unanimitate. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2021 în vederea repartizării prin închirierea unei locuințe sociale aparținând în domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator, la fel, domnul primar, avizează comisia numărul 1. Favorabil. Și comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog, raportul de specialitate. Având în vedere disponibilitatea închirierii unor locuințe sociale și existența unui număr de solicitări pentru locuințe sociale existente la nivelul municipiului Onești, provenite de la persoane cu familie sau cu venit mediu lunar pe persoană, realizată în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar, pe total economie, este necesară repartizarea unor locuințe sociale disponibile persoanelor aflate în situații de cele mai dificile. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea. Atunci vă votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2021, în vederea repartizării prin închiriere a camerelor de locuit situate în strada Libertății numărul 1 din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Nevinu, primar, avizează comisia numărul 1. Favorabil. Și comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Domnul primar, vă rog, raportul de specialitate. Având în vedere existența unui număr de solicitări pentru camerele de locuit situate în imobilul din strada Libertății numărul 1 Onești, depuse la registratura primăriei Onești, provenite de la persoane sau familie cu un venit mediu lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial, mediu lunar pe total economie, este necesară repartizarea unor locuințe sociale disponibile persoanelor aflate în situații de dificile. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre formă inițiată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul următor, proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în structura bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2021. Inițiator, domnul primar, avizează comisia numărul 1. Favorabil. Aici avem și un amendament. Da? Da. O să vă rog, nu știu, amendament. Da? Vă rog, vă rog, domnul secretar. Având în vedere adresa prin care
Școala Gimnazială George Călinescu solicită modificarea bugetului de venituri și cheltuieli la sursa ei activități autofinanțate, ca urmare a încăsărului sponsorizării, se impune modificarea anexei 8 la întâlnirea Consiliului Local, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Ionești pe anul 2021, în sensul includerii acestor sume. Ținem seama de cele menționate, se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții? Amendamentul. Ok. Discuții pe baza amendamentului? Nu, se prezintă amendamentul. Acesta a fost proiectul de hotărâre. Pentru amendament, prin acest amendament se propune completarea articolului 1 a proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi la numărul 18, astfel se introduce aliniatul 2 la articolul 1, care va avea următoarea formă. Se acordă finanțarea de la bugetul local al municipiului Ionești cu suma de 5.000 de lei în vederea organizării evenimentelor pentru decernarea premiilor șefilor de promoții în cadrul proiectului Marșul Absolventilor din învățământul gimnazial și liceal din municipiul Ionești, precum și a elevilor care obțin media 10 la evaluare națională și la examenul de bacalaureat. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați completarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Discuții? Supunem la vot amendamentul atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ok. Și discuții pe imaginea proiectului de hotărâre? Nu? Îl votăm atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul la fel a trecut cu amendament cu unanimitate. Proiectul 19 a fost votat. Proiectul 20. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local ce privesc desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpâni. Inițiator domnul primar, avizează Comisia numărul 1 favorabil. Și Comisia numărul 4. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog. Luând în considerare necesitatea eliminării posibilității diferențierii tarifelor în funcție de masa totală autorizată și regimul de vehicule abandonate fără stăpân și reglementarea unui tarif unic de depozitare de 10 lei pensii cu caracter general pentru toate categoriile auto și fără a depăși suma totală de 1.500 de lei pe an fiscal vehicul. Totodată se impune abrogarea modului de calcul al tarifului de depozitare diferențiat pe ore. Având în vedere aceste motive, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Ok, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și proiectul 20 a trecut în unanimitate. Următorul proiect, proiectul 21, proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la SCE, domeniul public și privat Onești S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Avizează Comisia numărul 1 favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Ok, discuții pe am trecut, m-am grăbit. Vă rog, raportul în specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 24-3-2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru administrator 3, studii superioare în Consiliul de Administrație al SCE domeniului public și privat Onești S.A. Conform procesului verbal numărul 26-2258-17-5-2021 al ședinței Comisiei de Evaluare a dosarelor de candidatură pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SCE domeniului public și privat S.A. Onești, până la data de 17.05.16, termenul legal de depunere candidaturilor, nu a fost depusă nicio candidatură. Pentru aceste considerente, propunem pe adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată cu reluarea procedurii de selecție. Mulțumesc frumos! Discuții pe marginea proiectului? Să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, la fel unanimitate. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor de boli și a insectelor dăunătoare în municipiul Onești. Avizează Comisiile 1 și 2. Favorabil. Comisia 2. Domnul secretar, vă rog frumos.
Noi v-am înaintat documentație spre analiză și licențiere, în 10 București, a constatat necesitatea întocmirii programului unitar de acțiune de combatere al vectorilor de boli și insectelor dăunătoare în municipiul Onești, care va cuprinde speciile de vectori combătuți, obiectivele la care se efectuați lucrările și frecvența tratamentelor pentru anul 2021. Scopul elaborării programului unitar anual de combatere a vectorilor și dăunătorilor din municipiul Onești este îndeplinirea obiectivului principal de reducere și menținerea densității populației de țânțari și altor insecte de interes medical, precum și a rozătoarelor sub nivelul stării de disconfort și diminuarea riscului de transmitere a unor agenți infecțioși prin acești vectori. Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare în scopul eliminării sau prevenirii apariției unor focare de infecție, a unor epidemii, boli infecțioase, a răzătoarelor care sunt vectori ai mai multor boli, cât și pentru combaterea unor insecte transmițătoare de disconfort, precum țânțar, muște, căpușe, gândaci, etc. Având în vedere proiectul de hotărâre, vă rugăm să-l aprobați în forma prezentată. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Următorul proiect, proiectul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării la cod apel POCA pe 924/2/2, creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, axa prioritară 2, administrație publică și sistem judiciar, accesibile și transparente, obiectivul specific 2.2. creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice a proiectului cu titlul Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul primăriei municipiului Onești. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar, avizează Comisia 1, favorabil. Comisia 4, aviz favorabil. În regulă, domnul secretar, vă rog. Scopul principal este promovarea integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România. Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice, reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și a societății civile. Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate obiective generale și specifice. Astfel, unitățile administrative teritoriale trebuie să identifice, printre altele, procedurile administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, să genereze un index al integrității în cadrul administrației publice locale, prin evaluarea calității serviciului de către public și transparență decizională. Să implementeze metodologia de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție. Să desfășoare campanii de conștientizare în plan local pentru promovarea bunurilor practici anticorupție. Astfel, municipiul Onești intenționează să depună o aplicație cu titlul Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul primăriei municipiului Onești. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, la fel unanimitate. Următorul proiect, numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării la programul european City Facility cu proiectul Green Hydrogen for Mobility Hydrating for Onești, inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Avizează Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Și Comisia numărul 4, favorabil. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog. În 31 mai 2021, municipiul Onești a depus online o propunere de proiect cu titlul Green Hydrogen for Mobility Hydrating for Onești, care vizează reducerea consumului de combustibil convențional utilizat de către mijloacele auto de transport în comun, precum și de către obiectivele publice, respectiv sala polivalentă în ave comune, și locuirea acestor cu hidrogen. Deși în prezent prețul hidrogenului utilizat în desfășurarea aceleiași activități este mai mare decât prețul unor combustibil convențional, faptul că se reduce poluarea prin aceste măsuri va conduce și la implementarea pe scară largă a acestui combustibil. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Atunci cine este pentru? Împotrivă? Abține? La fel?
proiectul numărul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării strategiei de dezvoltare locală a municipiului Ionești, județul Bacău, pentru perioada 2017-2022, ce a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 19 ianuarie 2017. Avizează Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Și Comisia numărul 4, favorabil. Mulțumesc, domnul secretar, vă rog. Strategia de dezvoltare a municipiului Ionești pentru perioada 2017-2022 a fost realizată în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile în anul 2016. În vedere faptul că primăria municipiului Ionești intenționează să inițieze proiecte noi ce vor fi derulate în perioada următoare, cât și necesitatea includerii informațiilor noi, relevante, aferente perioade ulterioare, elaborării strategiei de dezvoltare locală pentru anul 2017-2022, aprobată prin hotărârea de Consiliul Local numărul 3 din 19 ianuarie 2017, vă supunem atenție și deliberării dumneavoastră proiectul privind modificarea și completarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Ionești pentru perioada 2017-2022, conform documentelor din de cele prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot pentru, împotrivă, abțineri și aici unanimitate. Proiectul 26 și 27, nu, 29. Da. Haideți să luăm pe tot cu vot și proiectul 29, celelalte două proiecte nu se votează. Deci proiectul 29, proiect de hotărâre privind acordarea de urgență a unui ajutor financiar de la bugetul local familiei Cap Mare cu domiciliu în strada Chimisului numărul 1, nu știu dacă ar trebui să dau toată adresa, municipiul Ionești, județul Bacău. Inițiator Pașca Pavola Elena, avizează Comisia 1 și Comisia 3. Mulțumesc, doamna consilier, vă rog. Ok, vă rog, domnul secretar. Supunem atenție deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind acordarea de urgență în ajutor financiar de la bugetul local. Având în vedere prevederile articolului 129, alineatul 2, litera D, alineatul 7, litera B și alineatul 14 din ordonanța de guvern numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, potrivit cărora Consiliul Local exercită în următoarele categorii de atribuții, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes public local, în exercitarea atribuțiilor prevăzute, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes public local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanei conectate, a persoanelor vârstnice, a familiei și altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții în toate domeniile de interes public local, cu excepția celor date expres în competența altor autorități publice. În data de 20 iunie 2021, pe raza Comunei Vorbenești, în jurul Bacău, localitatea Filipești, s-a produs un accident soldat cu două victime care au domiciliul în municipiul Ionești și doi decedați care au avut același domiciliu în municipiul Ionești. Este vorba de o familie. Toți membrii ai familiei Cap Mare din municipiul Ionești. În urma tragicului accident, familiile persoanelor decedate se află într-o situație de necesitate ce impune acordarea de urgență a unor ajutoare financiare de la bugetul local. Pentru aceste condiții, supunem spre aprobare și analiză proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de vot. Proiectul numărul 26. Analiza raportului de follow-up numărul 8381 din 20.05.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 11 din 25 mai 2020, împreună cu decizia numărul 11/1 din 26 mai 2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 11 din 25 mai 2020. Acest proiect și următorul nu vor fi supuse votului, este doar o prezentare. Întrebări pentru proiect? Am eu o întrebare la acest proiect. Acolo la punctul 1.3.4, nu mai știu formularea exactă. La care din ele 26? La 26, punctul 1.3.4.
zice așa. Deci, punctul 1.3 se referă la următorul lucru. Abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărirea încasărilor veniturilor bugetului local în cuantumul și la termenul prevăzut de lege. Punctul 1.3.4 zice așa. Exactitatea și realitatea datelor raportate privind execuția veniturilor proprii ale bugetului local. Am văzut din documentație, suma este undeva la în jurul de 190.000. Domnul director, aici nu puteți lămuri, vă rog frumos. Între evidența fiscală și cea contabilă, da? S-au reglat. Este doar o greșeală tehnică. Sigur, da. În regulă. Mulțumesc mult. Proiectul 20... Mai sunt alte întrebări la acest proiect? Ok. Proiectul 27. Analiza raportului de audit al performanței înregistrat la Camera de Conturi Bacău, sub numărul 7602 per 18 mai 2021, împreună cu scrisoarea de recomandări numărul 17 din 7 iunie 2021, ce cuprinde recomandări la constatările consemnate în raportul de audit al performanței. Discuții, întrebări? În regulă? Atunci trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Probleme de interes local diverse. Se înscrie cineva? Deci odată domnul Zarzu, domnul Moraru, de Paști, vă sunt dator. Mai e cineva? Și domnul primar. Da, și o să vreau și eu să spun ceva aici. Mai este cineva? Ok, domnul Zarzu, că v-ați înscris tu. Câteva probleme care la microfon, vă rog. Câteva probleme care consider că s-ar putea rezolva la ANL de strada Sintezei. Este un trotuar care a trebuit totuși lângă parcarea autor. Un trotuar care a fost deteriorat până la fost și săpături și când e umed afară, e noroi, mai ales un port de joacă. A doua problemă e vorba de blocul Mihai Bravo 1. E blocul Petru de Garsonere, dacă nu înșel. Nu au parcare deloc. Ei parcează efectiv pe spațiul verde. De fapt, nu mai e spațiul verde, că e o pământ acolo. Și ei chiar nu au unde parca. Și dacă s-a găsit, mă rog, s-ar putea moderniza acea parcare care o au ei, mă rog, făcută din propriu, dacă s-ar putea găsi o soluție să-și parcheze mașinile. Sunt 10, 15 mașini. O altă problemă, s-a înființat efectiv un loc de joacă în parc, dacă nu înșel, pe spațiul verde. Dacă s-a găsit o soluție unui trotuar de a avea acces acolo, pentru ca oamenii să meargă organizat, să meargă fiecare din loc. Trotuarele... Lângă roata mare... Scâini, nu? Sau stai? Nu, nu erau câini. Câine sportive, nu? Probabil... Nu, s-a înghințat și acele parcuri pentru câini, unde urmează să facem trotuar. Credeam că la alea vă referiți. Nu, e două locuri de joacă, mă rog. Organizabil de roată. A treia problemă, când veniți de la podul care intră, vine de la Lidl, de la Peli, și intrați în cartierul mal, pe partea stângă, când treceți podul, nu există o cale de acces pe trotuar. Toți oamenii care vor să meargă la mal pe partea stângă, trebuie să meargă ori pe spațiul verde, exact în curvă, până la trecere de pieton, ori pe șosea. Pentru a evita tot felul de evenimente nefericite, în trotuar acolo nu ar fi o distanță foarte mare, 50-100 de metri, până la trecerea de pieton care există acolo. Pe partea dreaptă zic că nu se mai poate circula, dar pe partea stângă, efectiv, se merge ori pe spațiu verde, ori pe stradă. Uh,
Următoarea problemă, am mai solicitat și mai solicit încă o dată sprijin pentru grădinița Magnolia, pentru a putea scoate din grădiniță mobilierul, nu știu, un tractor, niște oameni ca să le ajute pe doamnele de acolo și să ducă la locul de destinație. Ei au găsit destinația acum sala de sport, dar nu... Avem mai soluție. Da? Ok. Mulțumesc frumos. Și ultima problemă, n-am reușit să discut la proiectul 10, legat de valorificarea, casaj, valorificarea celor bunuri, dacă mi s-ar putea oferi o listă de valorificare, cine știu cât de ești, pentru a evita orice suspiciuni legat de acest subiect. E un subiect, e o pe listă, un produs care este supraevaluat și consider că... A care produsul acesta? GSH 27. Ce un ciocan autoperfector, care o valoare de 11.000, ce de piață, în momentul ăsta, mai mult de 9.000 nu găsiți. Dar nu aia era problema, era vorba de valorificarea, și casaj, ca casaj, valorificarea. Cine și tot cu cât de nu se spune. Domnul Domnul? Da, eu am să îți spun problema cartierului Bordești. Știm, s-a creat disconfortul lucrărilor de acolo, din zonă, dar oamenii sunt chiar nemulțumiți din alte puncte de vedere. Sunt bucuroși că se fac acele lucrări, dar efectiv nu pot ieși din curți, au rămas cu mașini împotmolite, drumurile sunt blocate, deci se pot face cumva sau reprezentant din partea primăriei să fie și acolo puțin constructorul știm, ei lucrează așa cum trebuie să lucreze, dar și din partea primăriei poate să fie cineva la fața locului să dirigeze cumva puțin lucrările. S-a început excavarea unui bucăți mare de teren din marginea unei șosele, unde s-ar putea în viitor apropiat să acea șosea să se surpe. Chiar astăzi am fost acolo și am văzut chiar încărcau pământ de acolo și duceau în altă parte, într-adevăr. Nu știu dacă firma respectivă a luat și pământ, a cumpărat și pământ să pună, dar cred că se poate verifica treaba asta, eventual să iei din altă parte pământ, dacă nu chiar din zona aia. Și oamenii spuneau dacă până la final se poate asfalta drumul, adică să nu rămână, știți, că e cam dezastru acolo. Cam atât am de spus, mulțumesc mult! Mulțumesc! Vreți dumneavoastră sau spun lucrurile? Ok. Poate, tu răspund prin ce spun. Ok, da. Am și eu o problemă la Onești, parcarea autovehiculor pe trătoare. Am văzut că a devenit o modă în Onești, care cum vrea își lasă autovehicul acolo și nu are nicio treabă. Înțeleg și partea cealaltă, că nu are cum să parcheze, dar nici nu cred că trebuie să o lase sub geam sau sub ușa de la intrare. Găsim o modalitate, ceva cu poliția locală sau nu știu, dacă e nevoie, punem o amendă în contul mai mare și asta e. Ok, mulțumesc. Domnul primar, vă rog. Da, eu vreau să fac o scurtă prezentare la ceea ce s-a întâmplat la Oneștiului în ultimele 7-8 luni de când am preluat mandatul și o scurtă prezentare la ce intenționăm să facem de aici încolo. Atât pe dumneavoastră vreau să vă informez, cât și locuitorii Oneștiului prin intermediul presei prezente. Așa cum spuneam la începutul mandatului și prin ceea ce prezint voi da o parte și din răspunsuri, până la finalul acestui mandat mi-am propus să nu rămână drum neasfaltat, referitor la Borzești, referitor la Slobozia, referitor la Lanul Gării. În toate cele trei cartiere, în momentul de față, se efectuează lucrări. Mai mult, în cartierul Slobozia se lucrează la, se fac procedurile, demersurile pentru a introduce gaze. Am să rog pe doamna director Irina Angel să ne spune în ce stadiu suntem și cât de rapid vom reuși să introducem gaze în cartierul Slobozia. Am fost puțin încurcați de o lege dată de guvernanții noștri prin care spuneau că furnizorul de gaz pagă gazul,
Se pare că e mult până atunci. Noi avem bugetul necesar pentru a introduce gazele, urmând ca ulterior, dacă vom putea să recuperăm banii, sunt bineveniți. Dacă nu, le vom face de la bugetul local. După ce vom introduce și gazele și înlocuirea rețelelor de apă și extinderea canalizării, cu siguranță vom și asfalta cartierul Slobozia. Așa cum spuneam, mi-am propus până la sfârșitul mandatului să nu rămână nicio stradă neasfaltată. În lanul gării, pe lângă extinderea canalizării cu reprezentanții Raja, știți ceva de ce se... Ia să vedem tot acum? Da. Bun, să ia. Poate nu las asta, da, asta e mai bun. Așa, cum spuneam... Problemă generală. Încercat la fiți probleme generală. Nu, dar vă zic și dacă nu vorbesc. Da. Aveți microfoane spus. În lanul gării lucrăm, facem demersurile pentru a introduce energie electrică. Sunt multe familii care nu au energie electrică. La fel, o să rog pe doamna Irina Anghel să ne prezinte și stadiul extinderii rețelei de energie electrică în cartier. Conducerea Raja ne-a asigurat și se vor implica ca cel puțin o parte dintre locuințe să fie branșate la canalizare. Nu se știe dacă pot, vor reuși să branșeze toți locuitorii, pentru că e un pic complicat și nu e prins pe proiectul de extindere. Asta se va face pe cheltuiala la companiei Raja. După care, bineînțeles, vom asfalta și acolo, Borzești la fel. După ce am avut discuții, mi s-a ridicat problema asta, a și plouat foarte mult în ultimul timp. Dacă n-ar fi existat ploaia, treaba ar fi fost mult mai simplă. S-ar fi băgat un greder și n-ar fi fost probleme, dar din cauza săpăturilor a fost foarte afânat și cu apa a fost numai bine să nu mai putem ieși din gospodării. Cu siguranță vom duce niște mașini de balastru și le vom așterne, dacă ne mai lasă săptămâna asta, poate chiar săptămâna asta. Problema se pune în momentul în care, Doamne ferește, o salvare sau o mașină de pompieri, nu mai vorbim. Știu problema, dar nu ne-a lăsat, chiar nu ne-a lăsat. Loica anul ăsta n-am avut parte niciodată. Asta a fost legat de infrastructura de fier, așa cum spuneam. Ne vom strădui împreună cu colegii din primărie să nu rămână zonă neasfaltată la nivelul Oneștiului. Mai mult, am demarat un amplu program de reabilitare parcări. Ați ridicat o problemă în... Ridicatoare de parcare? Mihai Bravo. Este în atenția noastră. În urmă cu o lună și ceva, domnul viceprimar l-a mandatat să ia legătura cu toți președinții de asociație. Am identificat 56 de parcări la momentul respectiv cu probleme. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, pentru anul ăsta ne-am propus aproximativ 20-25 de incinte să fie reabilitate complet. Sunt incinte cu 2-3 parcări, sunt zone mai mari. Când intrăm într-o incintă, nu ieșim fără să punem pe cât posibil la punct întreaga zonă. Adică ne ocupăm și de spații verzi și atât cât se poate reabilita la anumite locuri de joacă, iluminat, unde lipsesc stâlpi, mai venim, suplimentăm cu lămpi, cu stâlpi și, de asemenea, la reamenajare completă a parcărilor. Aici sunt cele mai mari, în orice incintă mergem, oamenii spun că la ei nu s-a făcut niciodată, dar lucrul ăsta îl întâlnim în fiecare zonă în care mergem. Până la acest moment, în primăvara asta, începând de în ultimele aproximativ 3 luni, am reabilitat mai multe zone, mai multe parcări. Și am să le enumăr aici. Este vorba de Victor Babeș 2-6 până la stadion și străzile, căile de acces aferente. În Dacia am reabilitat o parcare mai micuță, Republicii 66 în fața magazinului PPT. În zona Aurora și Jupiter, toate zona, două parcări și o stradă lăturalnică și căile de acces. În Republicii 66, în Mercur, în Mercur 7-9, astăzi se trasează parcările respective,
Tot astăzi s-a finalizat parcarea, așternerea covorului asfaltic în Aicuza 1-3. În paralel se lucrează în Dobrogeanu Gherea, e pregătit terenul, doar dacă ne lasă vremea, vom așterne covorul asfaltic acolo din aproximările noastre, undeva 3 zile ne-ar trebui pentru o parcare destul de mare, poate cea mai mare din cele care le-am reabilitat până la acest moment. De asemenea, este pregătită în Mărășești 4 parcarea, tot pentru a se așterne covorul asfaltic. Acolo aproximăm 2 zile. Pregătită la fel parcarea pe ultima 100 de metri în Republicii 36-42. Astăzi au început lucrările de pregătire a terenului în parcarea din 48-54. Astăzi am o întâlnire cu locuitorii din zona Chimistului. Avem în vedere reabilitarea a două parcări din zona respectivă. Săptămâna viitoare sau imediat cum, în funcție de cum evoluăm, vom intra în parcarea de la Nadia Comănici, de la în fața liceului, din zona liceului Nadia. Următoarea săptămână, pentru că noi ne-am propus ca și ritm de activitate, cam o incintă să o pornim pe săptămână. Lucrările nu se termină într-o săptămână, dar lucrând în paralel putem începe de la săptămână la săptămână, incintă cu incintă sau zonă cu zonă. Următoarea zonă va fi parcarea din spatele blocului Republicii 47 cu Mărășești. Peste aproximativ o lună din calcule vom intra în parcarea din spatele blocului Republicii 41 și continuăm, așa cum spuneam, pentru anul ăsta ne-am propus în jur la 20-25 de zone reabilitate complet. De asemenea, se lucrează, după cum ați văzut, pe un proiect licitat în vechea administrație la reabilitare trotuare. S-au finalizat lucrările pe strada Poștei, o parte din Rosetti, Tineretului, la fel, s-au aproape terminate lucrările, Bulevardul Oituz în zona de sus. Ieri au început lucrările pe George Bacovia, urmând a continua pe strada Perchiului, finalizarea străzii Rosetti și Călinescu, după cei de la Raja vor termina lucrările. În paralel, colegii de la Tehnic Investiții au zilele trecute s-au ocupat de măsurători și centralizarea, cred că au 60-70% din trotuare, alei, căi de acces, ce urmează a fi reabilitate, a se achiziționa serviciu cu tot cu manoperă și materiale pentru reabilitarea a majorității trotuarilor și căilor, aleilor, căilor de acces la nivelul municipiului Onești. Ca și cantități preliminare la acest moment, aproximativ 55.000 de metri pătrați de pavaj, 42.000 de metri de bordură mică și 21.000 de metri de bordură mare, în total vreo 63 de kilometri de bordură bine înlocuită. Valoarea estimată la acest moment sare de 8 milioane fără TVA. Bani sunt. Nu trebuie să vă faceți probleme, ne-am făcut calculele foarte bine, avem bani pentru tot ce am povestit până la ora actuală. Eu sper că aceste lucrări să le finalizăm până la ce am povestit până la momentul ăsta, ce am enumerat până la acest moment, să finalizăm până la sfârșitul anului viitor. În paralel și asfaltăm, anul ăsta ne-am propus, să veți vedea la echilibrarea bugetară, că voi propune mărirea bugetului de pe care cu aproximativ 3 milioane pentru a duce la îndeplinire ce povesteam la acest moment. Dacă anul trecut s-au turnat aproximativ 7.000 de tone la nivelul municipiului Onești de asfalt, anul ăsta ne-am propus, dacă vremea ne permite, să ne ducem în 12-15.000 de tone. De asta va trebui să crească și bugetul DPP-ului. Sper să existe sprijin din partea dumneavoastră să-l treceți. La fel spun, banii avem. Nu se pune problemă de finanțarea proiectelor despre care vorbesc. Domnul Sarsu, spuneați de un trotuar.
Vă rog, mergeți la investiții, vorbiți cu domnul inginer Mihai Gurnă și povestiți despre ce-i vorba, dacă cumva nu l-a prins, să-l prindă, că încă lucrăm până, eu sper, mâine să ies în teren, să vizualizăm, ies împreună cu colegii de la Tehnic Investiții, să vizualizăm pe hartă ce au propus. Voi merge personal, trotuar cu trotuar, pentru a vizualiza, să vedem dacă e în regulă sau nu. Și tot astăzi, dacă reușiți, să îi spuneți domnului inginer despre ce-i vorba. O să punem la dispoziție hărțile cu trotuarele, dacă vă mai vin idei, e bine de completat. Din cartierul Dara spre Dedeman nu avem trotuar nici. Nu ne vom duce până la Dedeman, ne vom duce până la Red. Am prins până la Red. A, e în regulă. Până la cimitir, este prins, este prins satul catolic, două străzi din satul catolic, cel puțin strada principală, Seche. Eduard Seche și Alexandrisa, nu, ce... Sfinții Apostoli. Sfinții Apostoli, da. Dar lista poate suferi modificări în bine, cu siguranță. Da, noi avem prinse trotuare și acolo unde se fac lucrări. Va fi tot un contract cadru și... Dacă în cartier Raja are lucrări? Nu, în cartier sunt zone de trotuar și știm că traficul e destul de... Da, acolo unde se poate face trotuar, facem. Sunt străzi foarte înguste. Am fost în satul catolic, sunt străzi foarte înguste, unde nu, chiar nu are efectiv. Vorbeam de cartierul 6 Martie, chiar prin fața bisericii și toată zona aia nu este trotuar. Și de asta nu este absolut deloc. Și dacă, oamenii merg pe... Dacă este loc unde să facem trotuar, facem trotuar. Dar adică a existat anterior. Okay. Dar în momentul în care au început lucrările cu canalizarea, lucrările care au fost făcute de-a lungul anilor, dacă este loc, îmbunătățim. Oricum, asta este, nu intră tot orașul, dar o mare, cred că 70% din ce mai trebuie făcut de acum încolo sunt deja prinse în această achiziție, în acest proiect. Cred că aici ar trebui să ne orientăm un piculeț și să dăm prioritate zonelor unde este traficul destul de intens. Chiar am prins 62 de kilometri de bordură. Vă dați seama, luați în calcul împărțit la 2, cel puțin 20 de kilometri, 20-25 de kilometri de trotuar se reabilitează prin acest proiect. E un proiect destul de îndrăzneț, destul de mare, dar realizabil, fără probleme realizabil. Poate prindeți în proiect și strada Casa de Apă, este foarte aglomerat, toți de la Raja, de acolo circulă. Da, v-am spus, eu fac tot posibilul să nu rămână drum neasfaltat. Da, utilaje grele și acum noroi, vara e praf pe acolo. Știu problema și zona Casei de Apă. Văd acum să fie ceva, pavaj, asfalt. Probabil pe stadionul, nu știu dacă îl zice, dar acolo și acolo trotuarele sunt chiar praf. Sunt prinse, dar o să punem la dispoziție străzile. Știți la ce ajută acel trotuar frumos făcut? Copiii nu se mai joacă pe stradă. Știți, pe strada Pajurase, toți copiii sunt bicicletele pe șosea. Deci trebuie să mergi efectiv cu 5 la oră, cu 10, mai. Copiii sar, dintre mașini. Acel trotuar probabil va ajuta cumva să se plimbe pe... Acel trotuar va ajuta și să nu se mai parcheze mașinile pe trotuar. Bineînțeles, bineînțeles. Din bordura înaltă, toate parcările care le facem, dacă v-ați uitat în ultimul timp, sunt bordurate astfel încât mașinile să nu mai poată ieși în afara spațiului carosabil. E destul de complicat, trebuie să ai mașină mare să poți sări bordura asta. De asta am făcut în așa fel să nu ne apucăm de reabilitat parcare fără să bordurăm, tocmai pentru, și pentru a, și pentru estetică, dar și pentru a împiedica mașinile să mai iasă în afara spațiului carosabil. Domnul Roșca, vă rog. Pe partea dreaptă de la calea ferată până la Obor, accesul pietonal impracticabil. Nu neapărat să schimbăm, dar măcar să remedieze puțin, pentru că efectiv sunt niște dale care s-au denivelat și efectiv nu poți merge cu piciorul. Și destul de îngustă strada, acum ca să poți să meargă oameni pe strada. Nu mai știu, sunt dale, au fost trotuare acolo? Da, sunt dale. Se pare destul de îngust spațiu. Sunt dale, dar sunt denivelate sau probabil s-au mai... Ar merita un pic. Atenție, pentru că e traficul foarte mare în zona acolo, mai ales
E prinsă zona? În ceea ce privește calea Bacăule, folosind calea Bacăule, săptămâna viitoare actualizez un o documentație tehnico-economică și acolo aș vrea dacă găsesc o sursă de finanțare și eu sunt convins că o sursă de finanțare, să facem tot ce înseamnă conținut care ține comunitatea noastră teritorială, inclusiv strada cu bordaie, strada traumă, strada trebuie modificată și îmbunătățită și trotuare cu totul. Aia este o lucrare mai amplă. Valoarea din primul de alie este destul de mare. Și sunt mai multe probleme care trebuie să fie mediate prin acea documentație. Am o documentație tehnică, o actualizez acum pentru că am suferit modificări legislative și găsesc o sursă de finanțare să o fac atât calea Brașovului cât și calea Bacovului temeinic și așezat. Și calea Turdului, aceeași situație, tot ce înseamnă calea Turdului, vrem să rezolvăm și problema aceea privește inundațiile din zonă, să o facem pe investiții, cu fonduri nerambursabile, avem o documentație tehnică, actualizăm că sunt sursele finanțare în toate cele trei contante. În ceea ce privește extinderea rețelei de caze, la nivelul autorității publice locale, noi am avut o hotărâre de Consiliu Local prin care am aprobat o cofinanțare pentru Slobozia. Din păcate, în momentul în care am solicitat încheierea contractului de cofinanțare între noi și Delgaz, s-a modificat legislația. Au modificat legislația, dar nu au prevăzut și fondurile necesare pentru ca operatorul regional să poată să efectueze aceste lucrări. Ceea ce înseamnă că toată documentația care aveam până la momentul ăla nu mai este valabilă, a trebuit să o luăm de la început. Am discutat din nenumărate rânduri cu operatorul regional, am fost de acord să întocmim mai soluție și studii de fezabilitate pentru a vedea efectiv care este valoarea acestei lucrări. Și după aceea să venim să punem aprobări, am găsit cu cadrul legal să efectuăm noi aceste lucrări și fondurile necesare, în munca ulterior să recuperăm banii de la distribuitor. Însă, nu putem să demarăm acest studiu, am o ofertă de prețuri până la momentul la care operatorul îmi dă un aviz. Trebuie să-mi dau un aviz tehnic. Am solicitat, am o lună și jumătate de când am solicitat eliberarea acestui aviz tehnic, doar el poate să ne intereseze. În fiecare zi discut telefonic, am promisiune că într-o săptămână și jumătate îmi dă acest aviz tehnic. În baza acestui aviz, demarez procedura de studiu de fezabilitate și vedem efectiv valoarea lucrărilor. În funcție de această valoare din fața dumneavoastră, noi avem identificate fondurile în stat de investiții, ca să vom să efectuăm noi lucrările și să recuperăm după aceea stabilim modalitatea de recuperare a valorii. În ceea ce privește extinderea rețelei de energie electrică pe lanul Gării, iluminatul public se va realiza pe fondurile nerambursabile, ați observat că avem în vedere această chestiune. Pentru iluminatul persoanelor fizice din zona, am făcut solicitare noi, numele lor. Urmează să analizeze solicitarea, le-am trimis documentată. Din păcate, operatorii din zona la momentul ăsta, fiind foarte multe cereri, lucrează greu, au un blocaj administrativ, dar discutăm în fiecare zi și prin adrese și solicitări telefonice. Sperăm că dezblocăm și această situație, ajutăm pe oamenii din zonă și pe foarte de mult. Cu privire la lucrările care trebuie să le facem pentru pavele, reparații trotuare, în ceea ce privește cartierul statul catolic, ne-am avut în vedere atât străzile principale cât și străzile adiacente. În documentația de achiziții, nu prin toate străzile accesorii, dar am prins ca suprafață mult mai mare și am spus că este pentru trei cartieri. La fel și la mal, sunt lucrări care trebuie să continuăm acolo și le-am avut în vedere și pe acesta. Pe documentația care e draft la momentul ăsta, încă nu a fost demarat, urmează, așa cum a spus domnul primar, să mergem în teren și să vedem împreună cu dumneavoastră. Avem în vedere toate lucrările care pot fi efectuate în 24 de luni de la momentul la care se finalizează achiziția. În același timp, avem în vedere și situația lucrărilor care trebuie să le efectueze rata pentru a se efectua întâi lucrările lor și după aceea să devenim mai cu complicat și completat. Vreau să întreb pentru gaz, e doar pe cartierul Slobozia, atâta, nu? Nu, am făcut o solicitare de extindere și pentru cartierul Bosești, zona de sus care nu a fost prinsă pe primul contract și va avea același regime, același lucru vrem să-l facem, studiul vrem să-l facem noi. Și să vedem, am solicitat aici și pentru cartierul Bosești. Da, mulțumesc.
Da, dacă puteți să ne spuneți și stadiul preluării albii râului Cașin. Foarte mulți ne întreabă de ce nu intervenim noi pe râul Cașin. Intervenim cât putem, noi suntem în discuții destul de avansate pentru preluarea râului, dacă puteți să ne dați mai multe detalii. Da, ne-am solicitat celor de la pe române să încheiem protocolul de predare din mine pentru a putea să efectuăm noi lucrările de intervenție majoră. Au refuzat să încheiem la momentul ăsta protocolul de predare din mine, spunând că este necesar anterior încheierii protocolului să facem studiile de fezabilitate pentru a vedea efectiv care sunt toate lucrurile care sunt necesare și făcute acolo. Motiv pentru care noi ne-am apucat deja cu proiectul de sarcini, tema de proiectare, achiziționăm mai studiul de fezabilitate cu proiectanții, în urmă ulterior să mergem pe buna prezența a celor de la pe române, să încheiem și acel protocol de predare cu mine pentru a putea identifica sursele de finanțare și efectuăm lucrările de scoperești, așa cum trebuie să sperăm că ar trebui făcute. Dacă mai sunt întrebări legate de administrarea orașului? Da, doamna, am o problemă. Spuneți. Deci, în strada Aurora, la fosta școală 7, actual domnul director de Petru, s-a făcut niște demersuri pentru sensul ăla unic. Acolo e dezastru. Dimineața ieși magazinul ăla prof în spate și acolo se parchează mașini cu materiale, ce aduc ei acolo, aprovizionare. Lăsă și câte o jumătate de oră, o oră să stă acolo. Acolo ar trebui luat neapărat. La ultima comisie de circulație am discutat pe tema asta, am amânat-o pe următoarea comisie. Bucata aia. Am, în ultima comisie, foarte multe străzi le-am decis, cel puțin în zona sintezei Stirenului, vor deveni cu sens unic. Urmând la următoarea ședință să abordăm din nou, să mergem în teren, să vedem mai bine ce trebuie făcut și să abordăm și acolo schimbarea în sensul unic. Și acolo mai sunt multe probleme, știu că trebuie să mutăm țarcul de gunoi, să identificăm. Acum e căldură și vă dați seama ce. Da, numai o să ajungă în zona aia să vedem exact unde ar trebui. Trebuie o hotărâre de consiliu pentru a muta țarcul de gunoi, ai schimbat locația. Dacă l-ați identificat, nu-i problemă, mai avem vreo două locuri în oraș unde discutăm de tema asta și le vom aborda pe toată dată. Da, mulțumesc. Domnul Cristian? Da, mulțumesc. Legat de Palatul Copiilor, știu că s-au făcut niște demersuri în ceea ce privește preluarea în administrare sau eu știu orice formă prin care putem să facem niște reparații sau niște investiții acolo. Eram curios dacă există vreun răspuns din partea Ministerului. Da, noi am transmis adresa acum vreo săptămână, săptămână și ceva, nu știu de unde se petea, știți, domnul Chiriac s-a ocupat de transmiterea adresei. Înseamnă că încă n-am primit niciun răspuns. Domnul Chiriac s-a ocupat de... Am vorbit și eu pentru a se urgenta răspunsul la această adresă. Cred că mai bine de două săptămâni de la momentul la care a fost comunicată primisă de la București. Înseamnă că două săptămâni. De 3-4 iunie, 5 iunie, sau așa poate. Nu, pentru că o săptămână trece timpul așa, zboară de nu... O să revin iarăși pentru a... Nu știu, v-ați transmis, cred că adresa care am înaintat. Am primit-o și am și redirecționat-o și mai departe. Fac apel la toți colegii care au un fir mai scurt către Putern, atât și colegii din USR și poate cu numărul la... soluționarea favorabilă. Noi ne-am făcut datorie ca și administrație. Vă așteptăm. Altcineva? Alte probleme? Atunci declar închise lucrările și funcțiile astăzi. Vă mulțumim!